Un adolescent bogat este amăgit de frumoasa lui menajeră străină, cu cuvintele ei dulci și cu frazele implicit sugestive, neștiind intențiile ei subiacente. Pe măsură ce începe vacanța de vară, Sherman se alătură celui mai bun prieten al său, Philly Fillmore, pe acoperiș pentru a o spiona pe sora lui Sherman, Joyce, care se descurcă cu iubitul ei la petrecerea de absolvire, deși cuplul cade în piscină în timp ce se proștește în haine ude. Apoi, profesorul școlii, domnișoara Phipps, întrerupe cuplul, cerându-le să-și continue aventura în privat. Enervați de tulburare, Sherman și Philly o urmăresc pe furiș pe Joyce, în timp ce se ascund în afara băii și o privesc dezbrăcându-se printr-o fereastră. Totuși, Sherman o vede pe domnișoara Phipps apropiindu-se, așa că fuge, lăsând-o pe Philly în urmă. Profesorul ademinitor îl confruntă pe adolescent, spunându-i să caute femei potrivite vârstei lui, așa că îi face semn să se întoarcă la petrecere. A doua zi, Philly dezvăluie lui Sherman despre vacanța de pescuit anulată din cauza călătoriei de afaceri a tatălui său. Odată noua menajeră a copilului bogat, Nicole Mallow, își sună tânărul stăpân. Ea întreabă când va lua prânzul, la care Philly răspunde că va mânca cu tatăl său la aeroport. Fascinat de femeia voluptoasă, Philly îi spune lui Sherman că noua lor menajeră este mai tânără decât cei care au avut înaintea ei. Sherman se întreabă dacă se va înțelege cu grădinarul, domnul Green, sau cu pretențioșii șofer Lester Lewis, care aude bătaie insultătoare a lui Philly. În timp ce cei doi prieteni se îndepărtează de privirea orașului, Philly susține că Nicole se va descurca cu el. Apoi Lester îl avertizează pe domnul Green să evite mașina proaspătă spălată, dar grădinarul aruncă nepăsător sacul cu pământ peste umăr, murdărind vehiculul și șoferul pretențios. Mai târziu, cei doi prieteni își petrec după amiaza în piscină când Joyce li se alătură. Joyce îi vede uitându-se, așa că le spune să se joace în altă parte. Sherman stropește cu apa asupra ei, făcând-o să plece. După aceea, Sherman își împărtășește dezgustul față de a vizita Honolulu pentru o vacanță de familie, în loc să se alăture taberei de vară. Apoi o concediază pe vechea lui menajeră, Florence, care le oferă ceva de mâncare. Reamintită de Nicole, Philip se întreabă cum arată. Ea spune că arată ca o fetiță, dar nu este. La aeroport, domnul Fillmore îi spune fiului său să asculte de șofer și să aibă grijă de noua menajeră când este plecat. În timp ce omul de afaceri îl ceartă pe Lester pentru că își mânuiește bagajele neglijent, Philly saliva la un cuplu intim din fața lor. Întorcându-se la reședința lui Fillmore, Lester se oprește la intrarea servitorului din partea de față a conacului, făcând-o mai ușoară. Enervat de șoferul său pompos, Philly iese și îi trântește ușa vehiculului în timp ce se îndreaptă spre partea din fața casei. Băiatul se bucură de casa lui goală în singurătate și rămâne singur. Apoi ocolește în camera lui, luând liftul privat. În timp ce Philly citește o revistă în grădină, Nicole se apropie pentru a discuta cu el. Ea îl întreabă ce fac majoritatea menajerelor în nopțile libere, dar Philly dezvăluie că sunt toate femeile în vârstă, care de obicei merg la culcare. Nicole își încrucișează picioarele spre Philly, determinându-l să o verifice. Că adolescentul nu a fost în preajma femeilor mai tinere, Nicole îl tachinează pentru că s-a uitat la rochia ei, așa că Philly pleacă jenat. A doua zi, Philly o vede pe Nicole rugându-i pe Lester să o lase la magazin și se grăbește să-și schimbe uniforma. În timp ce așteaptă ca Nicole și Lester să plece, Philly își scanează colecția de imagini explicite în camera lui. La scurt timp, cele două ajutătoare de gospodărie pleacă, așa că băiatul obraznic se duce cu un aparat de fotografiat în camera menajerei. El vede uniforma aruncată a lui Nicole, precum și lenjeria ei în sertarele ei. Între timp, în drum spre magazin, Lester o întreabă pe Nicole când are de gând să se înțeleagă cu Philly, observând că sunt din ce în ce mai aproape. Șoferul nerăbdător îi reamintește că călătoria domnului Fillmore este scurtă, așa că trebuie să îndeplinească fapta înainte ca el să se întoarcă. Cu toate acestea, așteptarea a luat sfârșit. Menajera îngrijorată ezită să ia nevinovăția băiatului, așa că Lester o face să creadă că îi dă lecții private, amenințând-o să se hotărească repede. Curând după aceea, Philly își parchează bicicleta lângă limuzina pe aleea lor. Lester îi spune să parcheze în altă parte, deoarece șoferii ar putea să-l lovească, așa că Philly rămâne iritat. În acea noapte, Philly și Sherman se cațără peste zidul grădinii până la camera servitorilor cu o cameră. Duoul răutăcios se ascund în spatele tufișurilor și se uită cu binocul la fereastra lui Nicole. Spre amuzamentul lor, ei o văd schimbându-se într-o cămașă de noapte, așadar ei se apropie și se rață ori de câte ori ea privește afară. La scurt timp după, menajerea stinge luminile, dezamăgindu-i pe Philly și Sherman. Mai târziu,
Lester îl sună pe Philly, care se retrage în camera lui. Șoferul îl informează pe tânărul său stăpân că nu ar trebui să o supere pe Nicole, din moment ce a făcut un atac de cord ușor la ultimul ei loc de muncă, surprinzându-l pe Philly. A doua zi, Philly se trezește de vreme și se ascunde în grabă în spatele unui tufiș în afara camerei lui Nicole. Băiatul dorește să o surprindă dezbrăcată în camera lui, dar menajera este deja îmbrăcată când deschide ușa. Curând, Philly se trezește. Philly o vede pe Nicole făcând plajă lângă piscină, așa că se apropie pentru a avea o vedere mai bună. Cu toate acestea, declanșează stropitorul cu apă care o alarmează pe menajeră și accidental luminează adolescentul care cade în piscină în stare de șoc. Philly urmărește cu insistență pe Nicole în camera ei în timp ce merge cu bicicleta lui, dornic să vadă corpul ei voluptos, dar se împiedică de un tufiș când ea îl vede. În timp ce ia cina, menajera îl întreabă pe tânărul ei stăpân de ce nu i-a spus un cuvânt toată ziua și îl tachinează pe Philly că s-a împiedicat pe bicicletă. Mai târziu în acea noapte, băiatul răutăcios se întoarce în camera lui. Când se uită la menajeră cu telescopul său, femeia apare deodată la celălalt capăt, uitându-se înapoi la el. Prins, Philly o înfruntă fără rușine pe Nicole, care îl invită înăuntru. Femeia ademenitoare se confruntă cu dorința adolescentului de a se uita la ea dezbrăcându-se, dar Philly pretinde că nu cunoaște acuzațiile ei. Pe neașteptate, Nicole îi ordonă adolescentului să închidă ușa, lucru pe care îl obligă confuz. Când Philly este așezat, Nicole începe să se dezbrace provocator, în timp ce fiul angajatului ei se uită la ea șocat. Menajera este șocată. Menajera îl invită să o atingă, dar adolescentul extrem de tulburat refuză. De asemenea, Philly refuză să aibă lenjeria ei și îi mulțumește menajerei pentru seara încălzită când este stângaci din cameră. După aceea, Philly merge cu bicicleta la casa prietenului său și povestește cu nerăbdare despre experiența sa incredibilă cu menajera lui. Sherman îl păcălește pentru că nu a mers până la capăt, dar prietenul lui îl tachinează despre vechea lui menajeră. A doua zi, Lester îi surprinde pe Nicole și Philly discutând în spălătorie, dar el pleacă nepăsător. Menajera se asigură apoi că adolescentul nu este jenat de noaptea trecută. Philly se uită apoi la menajeră și o invită să o viziteze mai târziu în acea noapte, desfăcând fermoarul pantalonilor pe care îi calcă, insinuând intențiile ei păcătoase. La clubul de tenis, antrenorul Jack Travis îi conduce pe cei doi elevi pe teren, în timp ce le avertizează că vor mai arunca o privire în vestiarele fetelor. Sherman îi reproșează pe antrenor și îl tachinează pe Philly, că ar putea avea probleme serioase după incidentul cu menajera lui. Apoi, doul joacă tenis, în timp ce fac bătaie de joc despre bufnițele lor răutăcioase. Travis îi observă pe tinerii jucători când o femeie de pe celălalt teren îi distrage atenția lui Philly, care ratează mingea. Mai târziu în acea noapte, Philly o vede pe Nicole făcând baie în cada tatălui său. Seducătoarea îl invită să o spele pe spate, la care adolescentul o face. Cu toate acestea, devine extrem de agitat și părăsește cada. Nicole îl urmează și își cere scuze, dar Philly refuză să se culce cu ea. În schimb, Nicole îl sărută de noapte bună, făcându-l pe Philly să intre în panică și să plece imediat. A doua zi, Philly împărtășește evenimentele de aseară cu Sherman. Philly recunoaște că a simțit pieptul femeii cu coatele, așa că prietenul său ajunge la concluzia că Nicole este o femeie ușoară. Inferiorat de judecata lui Sherman, Philly își apără menajera spunând că mulți oameni fac baie cu alții, cum ar fi băile publice japoneze. Auzind asta, Sherman crede că prietenul său se îndrăgostește de menajera lui, ceea ce Philly neagă. Apoi, Sherman susține că Philly trebuie să atingă pieptul unei femei la o întâlnire pentru ca aceasta să conteze o secundă. În curând, Philly și Nicole urmăresc un film de comedie la cinema. Când adolescentul își întinde mâna peste umărul femeii, Nicole o ține peste piept, îndeplinind misiunea adolescentului de a ajunge la baza a doua. Brusc, adolescentul este dus la baie. Ea vede o femeie cu prietenul fratelui ei, care își retrage mâna, amuzând-o. În drum spre casă, Philly este cu Nicole, în timp ce Lester scutură din cap pe scaunul șoferului, așa că adolescentul închide fereastra pentru intimitate. Când îndrăgostiții ajung acasă, sună telefonul, așa că Philly răspunde la apelul tatălui său. Domnul Fillmore le cere menajera, dar Nicole refuză în liniște, așa că adolescentul spune că este la baie. În același timp, Nicole îl gâdilă pe Philly, făcându-l pe domnul Fillmore să se întrebe de ce râde fiul său. Mama lui Philly spune că e în baie. După ce apelul se termină, o femeie pe patul omului de afaceri îl atrage înapoi în pat, așa că domnul Fillmore îl și-a rămas bun de la fiul său și încheie apelul. După aceea, Nicole îl trage pe Philly pentru un sărut și îl conduce în camera ei în timp ce Lester îi urmărește. Înainte ca îndrăgostiții să-și continue relația intimă, Philly clarifică că nu știe cum să înceapă și susține
că o respectă pe seducătoare. Copleșit de pasiunea lui, Phyllis spune că este gata să se căsătorească cu ea. Surprinsă, Nicole explică că cuplurile se căsătoresc doar dacă se iubesc, așa că Phyllis își mărturisește sentimentele. Când femeia nu-i răspunde la afecțiune, Phyllis spune că este gata să se căsătorească cu ea. După afecțiunea cuplului, adolescentul presupune că își bate joc de el și iese în furtună. A doua zi, Sherman este șocat când află despre propunerea bruscă a prietenului său. Totuși, Sherman crede că tânăra menajeră este o femeie ușoară, înfurindu-l pe Phyllis, care îl împinge pe prietenul lui în piscină. Toată ziua, adolescentul morocănos își ignoră în mod deliberat menajera. În cele din urmă, Phyllis cere scuze lui Nicole pentru comportamentul său copilăresc și se împacă cu un sărut. Mai târziu, în acea noapte, cei doi îndrăgostiți se pregătesc pentru o întâlnire cu care Phyllis îi trimite lui Nicole un corsaj. Apoi, Lester conduce cu disprețuire cuplul la un bar. Cuplul este dus la un restaurant rafinat, la ordinul tânărului. Pe tot parcursul cinei, adolescentul oferă asertiv ceea ce își dorește, întâlnirea, și face cu ea pasiune. Când chelnerul oferă cu insistență mai mult din meniul lor, Phyllis comandă cu nerăbdare cecul, deoarece nu-și poate lua mâna de pe Nicole sub masă. După aceea, îndrăgostiții își continuă intimitatea în drum spre casă, la care Lester îi zâmbește în timp ce planul său misterios persistă. Citind în camera lui Nicole, Phyllis își mărturisește dragostea încă o dată în timp ce încep o seară fierbinte. În mijlocul ei, femeia călărește brusc și zace inconștientă. Phyllis este șocat. Crezând că a ucis-o, Phyllis îngrijorat se grăbește să-i ceară ajutorul șoferului. Fără să știe, adolescenta, plină de lacrimi, Nicole se preface doar că este moartă când deschide ochii. Lester îl găsește pe adolescentul frenetic și se grăbește în camera menajerei. Șoferul suspect îi verifică pulsul femeii și declară că a murit. Phyllis crede că a murit din cauza inimii ei slabe, așa că Lester sună la poliție la telefon. Speriat de ceea ce îi se poate întâmpla, Phyllis îl oprește pe șofer să-și dezvolie crima și îl ajută în schimb. Deci, Lester sugerează că trebuie să înceapă să acopere corpul cu un cerșaf de pat. După aceea, șoferul scoate toate alimentele congelate din congelator, iar cei doi ajută la introducerea corpului în el, astfel încât să nu putrezească. Apoi, Lester sugerează să mute corpul menajerei în altă parte, astfel încât domnul Filmer să nu găsească un cadavru înghețat în congelatorul său. Urmând instrucțiunile șoferului, Phyllis sapă cu sârguință un mormânt în grădină, unde au pus cadavrul lui Nicole. Plin de vinovăție, adolescentul lasă flori la mormântul iubitei sale. A doua zi, Phyllis găsește mormântul gol, așa că îl raportează lui Lester, care crede că îi face doar o farsă. Apoi, domnul Green bate la fereastră și o dă pe Phyllis. Phyllis mânează apoi tânărului maestru o scrisoare pe care a găsit-o în grădina de flori. Scrisoarea misterioasă cere o răscumpărare de $10,000 pentru a returna trupul dispărut al lui Nicole. Rămas fără de ales, Phyllis se strecoară în biroul tatălui său cu Lester. Adolescentul ezită să fure bani de la domnul Filmer, dar șoferul îi reamintește ce poate crede poliția când le este predat cadavrul. Înainte de a deschide seiful, Phyllis îi cere lui Lester să se întoarcă, dar bărbatul aruncă o privire pe furiș și își laudă tânărul stăpân pentru că a găsit banii. Curând după aceea, Lester se retrage cu precauție în camera lui. Phyllis cere apoi domnului Green să-l ajute. Phyllis crede că este prea bătrân și, deși a căutat un caz, simte că mama lui Lester așteaptă ca el să vină acasă la ea. Lester îi spune apoi lui Phyllis să se întoarcă la hotel și să aștepte viața ei. Phyllis nu știe că totuși așteaptă să vină acasă. Phyllis nu se deranjează. Ea așteaptă să spargă gheața. Îi spune chiar lui Lester să se întoarcă acasă și așteaptă ca ea să vină acasă cu el. Phyllis nu vrea să vină acasă, dar nu se pot întoarce împreună. Au decis să mai rămână puțin. Phyllis nu are de ales decât să se întoarcă în camera lui, așa că așteaptă viața micului lor stăpân. Nicole își cere scuze că i-a făcut să creadă că a ucis-o și explică situația sub amenințările lui Lester. În ciuda conștiinței sale sincere, Phyllis dezvăluie că și-a pierdut încrederea, așa că Nicole se oferă voluntară să se predea. Cu toate acestea, adolescentul îndrăgostit refuză să-și vadă iubita arestată. În schimb, el cere să ajute să returneze banii tatălui său de la Lester, despre care Phyllis a pus la cale. Renunțând la sentimentele sale pasionale, Phyllis recunoaște că i-a fost dor de iubita sa și o îmbrățișează pentru împăcare. A doua zi, la clubul de tenis, Nicole îl informează pe Travis despre șantajul lui Lester și cere să se prefacă polițist pentru a-l speria pe șoferul ticălos. Inițial, instructorul de tenis refuză, dar Nicole se oferă să vizioneze un film explicit cu el în noaptea aceea în favoarea lui. După aceea, Travis vizitează reședința lui Fillmore ca polițist și intră înăuntru în ciuda protestului lui Lester. În mod arogant, poliția falsă îl interoghează pe șoferul bâșbâie despre uciderea lui Nicole, despre care Lester susține că este în viață și a mers la Tucson pentru că a renunțat ca menajeră. După toate acestea, Travis își continuă investigația frauduloasă și se îndreaptă în camera lui Lester cu Phyllis. Găsește un manechin în dulap, o valiză de călătorie și o pungă cu hainele lui Nicole. Supărat, Lester se oferă să facă o pauză când Travis găsește rochia însângerată a menajerei, despre care acuzatul susține că este doar sos de roșii. Pentru a-și încheia investigația, Travis îl dezvăluie că nu crede nimic din ce a spus Lester și le etichetează
drept principalul suspect în uciderea lui Nicole. Disperat să-și demonstreze nevinovăția, șoferul susține că femeia este în altă parte, așa că Travis îi acordă 2 ore pentru a demonstra că este în viață. Înainte de a pleca, ofițerul fraudulos îl avertizează pe Lester despre evadare și îl aruncă la pământ, în timp ce Phil este amuzat de modul în care șoferul pompos îl suportă. Mai târziu, Lester îl mituiește pe hotelier în legătură cu locul unde se află Nicole, așa că bărbatul dezvăluie că a mers la Tucson, așa cum i-a spus șoferul lui Travis. Între timp, Phil își aduce iubita ascuns la Sherman în magazie și o informează despre situație. Cu toate acestea, Nicole crede că Lester va fugi, așa că Phil împrumută în grabă mașina prietenului său. Din păcate, niciunul dintre ei nu poate conduce, așa că Sherman ia volanul și ocolește stângaci pe drum până la locul șoferului, cruțând abia dacă un ofițer de circulație și alte vehicule. În același timp, Lester recuperează banii furați. Când este pe cale să iasă din alee, îl roagă pe domnul Green să-și mute camioneta din drum, dar grădinarul se îndreaptă spre el și pleacă încet. La timp, trioul sosește când Lester pleacă cu viteză. Nicole cere ajutorul domnului Green și îi se alătură în camioneta lui. Între timp, Travis trece pe lângă șoferul care scapă și îl urmărește. Mult mai târziu, spectacolul s-a terminat. Lester ajunge la aeroport și fuge spre zborul său, dar domnul Fillmore îl vede. Proaspăt din călătoria sa, omul de afaceri îl ceartă pe șofer pentru că a întârziat chiar înainte de sosirea lui Phyllis și Nicole. Apoi Phyllis smulge geanta lui Lester și cere să ia restul bagajelor tatălui său. În timp ce șoferul insistă să-și ia geanta, se ciocnesc de Travis. Nerăbdător, Lester îl prezintă pe ofițerul fraudulos către Nicole, aflând că se cunosc. Domnul Fillmore se uită la ei confuz, dar Phil insistă să se întoarcă acasă spre dezgustul lui Lester. Curând după, în final, Nicole comentează maturitatea adolescentului. Apoi ea dezvăluie că trebuie să plece, deoarece nu-și pot ține aventura de domnul Fillmore pentru totdeauna. Phil este de acord, iar Nicole promite să păstreze legătura. Pentru a-și încheia aventura ilegală, Nicole și Phil își petrec ultimul moment încurcat într-o noapte pasională. A doua zi, menajera și-a rămas bun de la iubitul ei și părăsește conacul definitiv. Lester o conduce în timp ce își păstrează locul de muncă, ascunzându-și crima de angajatorul său. La un moment dat, după ce se termină vacanța de vară, Phil intră în clasă când se lovește de doamna Fims. Tânăra profesoară îi strigă numele. Fims spune că ea este singura care știe ce se întâmplă. Fims spune, băiatul a crescut bine de la începutul verii. În schimb, Phil îi mulțumește pentru sfatul ei cu privire la căutarea unei fete potrivite vârstei lui. Adolescentul răutăcios susține că i-a funcționat bine și o invită sugestiv să discute despre asta mai mult la o cină. Doamna Fims acceptă oferta fermecată de curajul tânărului, care pare să nu ia prea bine sfatul. Abonați-vă pentru a viziona mai multe videoclipuri de genul acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumim pentru vizionare!